Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Cumva e logic, trebuia să se ajungă și la asta în România. Să le dai copiilor peste mână când vor să citească din manualele școlare. La joacă, tată, la joacă, lasă prostii. Aruncă manualul ăla, vrei să te tâmpești? Mintea copiilor, știți cum se zice? E ca un burete. Pac, învață că ficatul e undeva în cerul gurii. Aia e, așa rămâne pe viață, Doamne ferește. Băiatul merge la școală? Până acum ne plângeam de abandonul școlar. Acum pare o idee ca să scapi cu mințile întregi. Să devii un adult cât de cât normal. Ba dacă nu mergi la școală, ai mari șanse să scapi cu viață. Că nu știi niciodată cât material s-a ciordit la construcția unui tavan. Uitați-vă ce se întâmplă cu copilul, cum își modifică poziția coloanei vertebrale, cum se duce cu capul în hipercorecție ca să și facem o hiperlordoză la nivelul regiunii cervicale. Este total greșit, va dezechilibra complet copilul. Ci că deformează coloana. Cum să-ți deformeze, băi, coloana? Ce coloana e acolo la spate? Poate n-ați văzut ultimul manual de biologie. La spate e doar spinarea și mai sunt șalele. Coloana e în altă parte, bă, să învață doar la facultate, că e secret. Că e cu coloana oficială, cu chestii, nu trebuie să știe toți fraierii. Pe bune, ce neam de tâmpiți să le punem copiilor în spate nu știu câte kilograme. Du-te, mă, du-te la școală cu sacul de ciment în spate. Nu mai plânge pe vremea mea că eram ca un animal. Corect, dacă te-ai chinuit tu, să se chinuie și copilul, nu? Bă, eu te-am făcut, eu te omor. Rezultate dezastroase în învățământ, de data asta chiar în rândul profesorilor. Mai mult de jumătate dintre cei care au dat examen pentru a ocupa un post de titular nu au reușit să ia notă de trecere. Nu contează, meștere, ce note iei, tot profesor vei fi. Că nu vine nici dracu în învățământ, stai liniștit. Ar trebui ca profesorii ăștia să poarte în piept o bulină de aia. Am luat 2 la examen. În capitală, 45% dintre candidați nu au reușit să treacă de examenul de titularizare. Ba mai mult, 11 dintre ei au obținut doar un punct din oficiu. Din păcate însă, aceștia pot rămâne la catedră în continuare cu funcția de suplinitor. Au luat unul, frate. Adică sunt primii. Ce, nu e așa? Dacă noi l-am acceptat pe unul ca pop-ministru, serios, unde credeam că ajungem? Băgăm o felie de pâine la cuptor și zicem că facem pizza. Profesorul avea studii de specialitate? Vai, dar se poate normal, o specialitate. Varză prăjită, puțină țelină, o nebunie. Educația a ajuns o tortură în România. Chinuim profesori buni, chinuim elevi, chinuim părinți care dau bani pe meditații disperați sau aruncă sume mari pe școli particulare de teama că nu iau copiii bacul. Că ăsta-i trendul, ca la spitale. Îi auzi pe unii înțepați: dar dacă nu-ți convine, du-te, domne, la particulari. Alo, moștăgârță, vrem învățământ de stat făcut de oameni cu creier. Nu vrem invitații de mers la particulară, tâmpiților. Politicienii noștri sunt atât de slabi încât habar n-au cu ce se ocupă și nici cu ce ar trebui să se ocupe. Ei cred că dacă dimineața se îmbracă la costum, se bărbieresc și după aia merg la parlament, mamă, ești nebun, băi, noi suntem oameni politici. Nu, nene, nu. Sunteți niște băieți care s-au cățărat pe alți băieți, mai cu șansă, mai cu bani, și ați ajuns să aveți un loc de muncă unde habar n-aveți ce să faceți. De multă vreme politicienii noștri au vorba asta: să nu politizăm, una, două, să nu politizăm. Parcă aruncăm cu rahat, știi? Adică și ei au o părere incredibil de proastă despre ocupația lor. Respingem orice politizare a acestui subiect. Este o inițiativă cetățenească semnată de 3 milioane de cetățeni români pe care îi respectăm ca și opțiune. Doamne, Doamne, și ăsta vrea să fie prim-ministru. E vorba de referendumul pentru familie. O prostie incredibilă dacă ne raportăm la drepturile omului, la valorile europene, la democrație, la bun simț până la urmă, dat fiind nivelul la care se află omenirea acum.
Auzi vorbe la acest domn: respingem orice politizare, este o inițiativă cetățenească, îi respectăm ca și opțiune. Ca și opțiune? Cum, mășică? Mă lăutare care te dai în spectacol, cum îi respecti pe niște cetățeni ca și opțiune? Nu poți să spui că le respecti opțiunile? Nu poți, că-i creierul montat șui, așa gândești tu. Mă rog, să zicem că e vorba și în cazul lui Orban de niște defecțiuni grave la sistemul de minimă cultură. Dar cum să nu politizeze așa ceva? Cum? Exact despre asta e politica, despre drepturi. Mai mult de atât, tema aceasta e una care se dezbate la nivelul întregii lumi civilizate de azi. Ce-i rahatul ăsta să nu politizăm? În ce ne privește, noi am susținut ideea acestui referendum, de altfel a existat și un protocol între Biroul Politic Național și Coaliția pentru Familie. Mi-e rușine mie că ajung să-i dau peste nas unui șef de partid care habar n-are despre ce vorbește. Pe cuvânt, chiar sunt serios acum, mi-e rușine. Nu politizează el. Ce-o fi mintea lor când spun asta? Bă, inteligenților, tot ce ține de drepturi, de obligații, absolut totul se face prin partide politice. Se discută în parlament, se luptă. Pentru că a defini familia ca uniune consensuală între bărbat și femeie ține de un fel de a vedea lumea, de a concepe omul. E, despre asta e politica, tâmpiților! Fiind o problemă de conștiință, e clar că fiecare membru al PNL se va poziționa în funcție cum îi dictează conștiința. Ce jenă de discurs! Pentru șică mandolină, cred că nici impozitarea nu ține de politică. Dom'le, haideți, vă rog, să nu politizăm cota unică, da? De unde vine toată treaba asta în mintea lui Orban și a altora cu politizarea? De la faptul că pentru ei politica înseamnă bălăcăreală ieftină. În căpșoarele lor, aia e politica, atunci când se înjură ei în parlament. Vorbim puțin și despre PNL, domnul Orban, sau nu vreți să politizăm treaba la Partidul Național Liberal? A? Ia să vedem. Aici? Ok. Tovarășe Rudy Giuliani. Nu merge. Ce naiba, nu mai suntem în comunism. Dragă tovarășe Rudolf. Nu sună, mă, e... hai mai... Brenea Giuliani. No. Angelico! Angelico, unde ești, mă? Vino să mă ajuți, mă! Vino încoa! Să rămână nea primar. Tu nu ești Angelica, mă. Unde e Angelica? Nu. Dă ochelarii aia jos. Unde e Angelica? Nu, eu sunt Eugen, sunt nepotul lui tanti Angelica. Ea are treabă cu refugiații, n-a putut să vină. Ce refugiați, mă? Au venit refugiații la noi în sat? Nu, refugiata de doamna Elena Udrea. Știți că a apărut revista aia cu ea gravidă și s-a dus la să o prindă. Știți, s-a așezat lumea la coadă de vineri ca să o prindă încă gravidă. Să fie sănătoasă, mă, că n-am lăsat-o eu gravidă, cred. Auzi, mă, băiete, dar tu te pricepi să scrii scrisori de-astea pe calculator aici cu... Da, da, cum să nu? Scriu scrisori, le știu pe toate. Scriu scrisoarea lui Moș Crăciun, scrisoarea a treia, le știu pe toate pe din afară. Uh-huh. Fii atent, cum vreau să fac, ia scaunul ăla, trage-te aici. Asta? Aici. Ai aici, lângă domnul primar, înveți un pic de treabă aici, că... Așa. Și vreau să mă ajut să-i scriem o scrisoare de-asta frumoasă lui nenea Rudolf Giuliani. Îl știi pe ăsta? Hai de cap, mă, hai că înveți și un pic. E un american ăsta, avocat, mă, ceva naiba să-l ia. Bă, dar vreau să-i dăm o scrisoare de-asta din inimă, de la poporul român, știi? Să-i mulțumim că s-a îngrijorat de noi, că na, ne-a băgat și pe noi în seamă, ne-a scos în lume, înțelegi? Poate băgăm și un desen, poate băgăm și niște de-ale voastre cu inimioare, cu maimuța aia care ține de ochi, de gură. Emoticoane. Așa, mă, emoticoane, mă, așa, mă, băi, hai, mă, că te pricep, știam eu. Punem și emoticoane de-alea să înțeleagă omul, știi, că ne-a plăcut, că îl mai așteptăm pe la noi, vorba aia, deci...
Hai, și scrii în engleză? Normal. Știu și eu, dar scrii și tu, da? Așa, bine. D-astea, cu engleză, cu how do do do, cu, da? Așa, the ducks come from the tracks, ca să știe și omul ăsta toată, nenea, da? Mă uit la... Tu. Mă uit la, da? La desene animate, scriu ce vrei, Matale, ia. Da. Zii. Bun, zi așa. Domnul Giuliani. Asta era. Thank you, motherfucker. Am auzit eu, e ok, am auzit eu într-un film, ca să înțeleagă, știi, că îl iubim, îi mulțumim, suntem așa, apropiați, vorbim cu el, știi, yo, motherfucker, înțelege? Așa. Și, în continuare, you are a mare șmecher, friend, boss the boss, cu Licuriciu cel Mare, știi? Big Licurici, Donald Trump. Să-l mai, știi, ne mai gudurăm așa, că ăștia pun botul la vrăjeală de asta, te dai, ni, și înțeles, opie la portofel. Înțeles, da? Așa. Mai departe. We are țară mică, few tablets. Table. Așa, cum e? Așa, vezi că știi, bravo. Hagi, Nadia, Ilie Năstase, Simona Halep. A pierdut. Scoate-o. Multe problems. Necazuri. Troble, de-astea, cum le zice? Așa. Dușmani. Enemies. Da. Soros. Cine? Aoleo, vai... Știe el. Aoleo, vai de capul nostru și de păcatele noastre, dar you venit și save... Save pe noi. Apropo, să mai dai save. Save. Așa. Save. Da. Supererou. Batman, Superman și care mai e pe acolo? Omul pe Angel. Așa, și omul pe... Nu. Nu, omul pe Angel nu, că e cu gângănii, mă, cu gândași, cu... Nu, scot, și așa, ne știu ăștia de nespălați. Sau nu, bagă-l, fii atent frumos cu rimă, fii atent, mi-a venit asta, notează, scrie. Giuliani pentru noi este omul pe Angel 2. Ce-mi plac rimele mele! Așa, ai scris, da? Da, am scris. Bă, să nu pierzi. Am scris. Așa, mai departe. Cu corruption ai rezolvat. Era big problem. Văleu, băgați în pușcărie, people nevinovați. Inocent, innocent. Așa, ok. Dar, boss, nu vii Matale să mai rezolvi și other lucruri? Other, a? Înțeleg? Bun. Așa. Other lucruri de-astea deranjante, cum ar fi pușcărie pentru stealing, știi? Ciordeală, tabarele-s congresul. Așa. Cum adică, domne, să faci pușcărie? Aici nu știu niciun cuvânt. Poate ai familie acasă, poate ai business de-asta. Afacere, știi? N-ai cum să te duci la pușcărie. Îți strică toate apele. Waters. Waters. De la Roger, care... Așa. N-ai cum să te duci. Zici și tu, e corect? Nu-i corect. Nu-i corect, nu-i corect, așa e. Așa. Asta una la mână. Doi la mână. Avem populație care iese în street. Street. Și bate obrazul. Obrazul. Nu știu, protest. Cic. Protest, cic, tu cic. Da, eram și melodia. Da. Meeting. Bullshit. Is normal? Nu. Nu-i normal. Vezi? Mai băgăm noi jandarmi. Jandarms. Jandarms. Așa. Pulane. Pulans. You know? Pulans. Așa. Scrie acolo. Fight. Gaze to cry. Dar nu e de ajuns. Don't cry for me, Argentina. Dar nu e. Nu. Vrem să poți să bagi armata în ei. Army. Together. Forever. Da. Păi cine vă credeți, bă, voi, derbedeilor? Eu scrim la autorități, golanilor. Faceți aici lovitură de state. Vă dăm US Army, Irak, Afganistan, George Bush. Războiul din Vietnam. Mai zic, mama voastră, mamele voastre, your mothers scris, and fathers. Am scris. Așa, da. În fine, a treia rugăminte. Asta e mai delicată, mai... Hardcore, așa, dacă mă înțelegi. Am văzut eu pe un site. Așa. Să vorbești, Matale, la aia care fac filme. Movies. I like to movies. Da. Așa. Hollywood superstarul Brad Pitt să facă mor filme, bă. Mor filme, înțelegi, cu toți ăștia. Bătăi, cafteală, de-aia cu omor, să dăm și noi aici la Căminul Cultural. Că asta ne plac nouă la AS, la Romanians, la firme, mă, cu Chuck Norris, cu Chichician, cu Segal ăla, Van Damme. Jason 1 ăla, Jet Lee, Bruce Lee, ăștia, da? Să învețe și poporul ăsta ceva, să se educe, să vadă cum e la alții, domne, cu poc împușcături, democrație, libertate, freedom. American Dream, înțeleg? Am scris. Așa. La final se mai zice așa. Bă, dar scrie din suflet, știi, să-și dea seama. Ești ca un brother pentru noi, frate meleu. Te așteptăm de Christmas-ul ăsta să vii la noi.
Our House, să mâncăm cârnadă pig together forever, din nou, că îmi place expresia asta, dacă mai scapă vreun porc de ăsta viu, alive, de pe ăsta pigească, cum îi zice, porcină, așa. Vrem să ciocnim un părel de tărie, țuică, brandy, de la tare, n-ai tu treabă, nu bei încă, așa, chiar, da, chemăm folcloriste, nici asta nu știi tu, da? Party, voie bună, Macarena, Lambada, Perinița, înțeleg? Da, sub pinguinului, ce mai știm noi? God save the queen, asta e important, da. Te pupă fratele tău, kiss, kiss, mui, mui, acum am băgat de alea, mui, 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 și emoticoane. Da, alea, dă-i dau eu, Angelica, să-ți boale inimioara, că mui, mui, mui. Da, merge. Așa. Bagă-mă, taci din gură acolo, n-ai auzit nimic. Și scrie acolo, I love USA, I love Donald, I love McDonald, Statuia Libertății, zi, ăla, Vulturul Pleșuv, ce mai aveți voi pe acolo? Gata, da? Nene, mare. Nică, am scris tot exact cum ai zis. Așa, foarte bine. Acum, trimite scrisoarea la firma aia străină, la care lucrează Giuliani ăsta, știi, că te-ai uitat la televizor, da? Să trimită, să o citească. Ai băgat multe emoticoane? Da. Bagă, da. Hai, ia. Am trimis-o. Gata, e trim. Ce? Ce a răspuns Giuliani. Nu cred. Deja a citit scrisoarea. Nu, nu cred. Așa, ce zice? Se... Așa? To be, rezolvă așa? Tot așa? Ce... Dar... Vrea 6 milioane de dolari americani. 6 milioane... Doamne, maica... Păi la el azi le-a cerut 5 milioane. Motherfucker. Ia mai deschide-mă o scrisoare. Mai deschide-mă una. Dă-i new acolo. Dă-i new. Da? Scrii cum îmi zic, mă, acum scrii în românește. Dă-o încolo de politețe și de bună creștere și de cum suntem noi. Da, da, scrii, haideți, spune. Băi, nesimțitule, băi, măgarule, mai bine, măgarule, după ce că ne umpleți de arme, de scuturi, de rachete, de avioane, de, după ce vă scutim firmele de taxe, bă, vă dăm ajutoare de stat, după ce că facem tot ce ne ziceți, bă, suntem slugile voastre, tot nu e bine, mă, tot mai mult vreți. Ai scris? Da. Bun, și acum bag așa, fii atent. Emoticon de la care face cu ochiul și textul. 4.5 și 2 loganuri merge? Noi! Șoc și groază! Minune! Apariție stranie în studioul RTV. Ați văzut? Oameni buni! S-a arătat fiul lui George Soros. Ați auzit bine, doamnelor și domnilor, este prima apariție a fostului premier al României în studioul România TV. Bună seara, domnule Cioloș. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru curajul și deschiderea de a veni în studioul acestei televiziuni. De ce trebuie să fie un curaj? Ce vorbești, domne? Se chinuie unii să facă emisiuni de-alea cu aventuri prin junglă, prin deșert, în cele mai grele condiții, mă rog, așa cred ei. De fapt, chiar realizatorii de la RTV sunt de părere că adevărata încercare e să reziști 50 de minute la ei acolo. După aia, gata, gata, poți să te înscrii la maratoane, la ultramaratonul ăla, de la Polul Nord, de la Polul Sud, faci tot ce îți trece prin cap. Poți să uzi și canapeaua, poți să candidezi la europarlamentare, la prezidențiale, la ONU, bă, la Casa Albă, nu mai există bariere, vă spun. Stați, că a zis Cioloș că va candida. Mm-hmm. Intrați în competiție electorală în 2019? Absolut. Dumneavoastră. Și în 2019, în 2020, o să intru în competițiile electorale în care va fi nevoie. Cum adică în competițiile electorale în care va fi nevoie? Oh, zici că e Messi. Intru și eu dacă nu se descurcă băieții. Șefule, sunteți zero deocamdată, n-aveți nimic. Deci te bagi? Eu sunt dispus să particip la orice fel de alegeri care pot să ajute partidul din care fac și eu parte să-și promoveze oameni și idei valoroase. Aoleo, ce vrăjeală, nenea Dacian! Cu discurs de ăsta se pierd alegeri, frate, nu se câștigă. Oamenilor trebuie să le spui cum le vei rupe căpățâna adversarilor politici. Credeam că tactul ăla, Soros, te-a învățat mai bine, dar văd că... Deci poți ceva mai clar de atât sau? Suntem dispuși să participăm la orice alegeri și orice opțiune e deschisă. Există posibilitatea ca noi să susținem un candidat din interiorul partidului sau să susținem un candidat din exteriorul partidului. Șefule, pe bune, până la urmă de ce ai venit la televizor? Să fie drumul cu oameni? Ce ai vrut, matale, să le spui oamenilor care se uită la RTV și care cred că ești fiul lui Soros și că le-ai vândut țara străinilor? Mă rog, aici cu al doilea subiect... Să poate discuta un pic. V-am spus că toate opțiunile sunt deschise. Orice opțiune e deschisă din partea noastră. Să avem un candidat
din interiorul partidului, eu sau altcineva, sau să susținem un candidat din afara partidului, deci, prietenia... să pun niște obiective pe care vreau să le susțin și pe care o să le susțin indiferent că voi candida eu sau voi susține un alt candidat. Nu, acu serios. Cioloș nu vrea președinte, fraților. Degeaba se chinuie lumea să-l împingă acolo. De un an îl freacă toți cu întrebările, iar el nu mai știe cum să ocolească subiectul. Ok, s-ar putea să candideze, da? Numai așa, pentru expunere. E clar că ar prefera funcția de premier, eventual cu Iohannis președinte. Vorba aceea, zic și eu așa, ca opinia publică. Mai departe, nu mai rămâne decât o chestiune de lămurit. Dom'le, ești sau nu copilul lui Soros? La care Cioloș să zică fără ezitare: toate opțiunile sunt deschise, eu sunt dispus să fiu fiul lui, sau pot susține pe altcineva din interior sau din exterior, cum se dorește.